Plătește amenzi, dar nu se lasă de comerțul ilegal și periculos pentru oameni, ci doar își schimbă locația. Un bărbat din Bălți vinde alcool contrafăcut direct de la scară, geam sau poartă deja de 10 de ani, pentru că nimeni nu i-a găsit act de cojoc. Vecinii spun că nu mai pot suporta clienții care vin aici cu regularitate, în jură, fac scandal și mizerie în curțile lor. După decesul unui client fidel găsit mort chiar în preajma punctului comercial improvizat, afaceristul și-a schimbat locația. Acum acesta vinde alcool contrafăcut și ieftin direct dintr-o curte. Bărbatul s-a dat de gol chiar în fața jurnaliștilor, încercând să-și ascundă clientul. Unii se jură că nu beau alcool de aici, alții doar ignoră jurnaliștii de frică să nu fie dojeniți de vânzător. Вы пришли набрать здесь пол-литровую бутылку? Не, не, воды попросили. А почему вы спрятали бутылку тогда в рубаш? Если я хочу выпить, я покажу в магазине. А с чего вы взяли? Зачем вы приходили? Закрой, пожалуйста, камеру. Вы не боитесь? Вы же можете... Alexandr Cojan și-a îndeplinit serviciul militar în Afganistan. Acum bărbatul a ajuns să scotocească prin tomberoane pentru a-și cumpăra o gură de tărie contrafăcută. Înțelege că este periculos pentru sănătatea sa, dar este ademenit de prețurile mici. 100 de grame de spirit costă 4 lei, iar sticla de jumătate de litru doar 16 lei. Он димедрол добавляет в водку, потому что мы уже зависимые. Димедрол – это тоже наркотик. Здесь от его точки уже 20 человек ушло, только на этом куске. Не всякого он допускает. Не всякого он допускает. Те, кто его знакомые. Pe lângă alcool, bărbatul a început să vândă și țigări. Сигареты продают. 1 лей сигарету. А что, нельзя? А почему тут не покупают? В магазине дорого. 18 лей, одна пачка. Можете показать, какую купили? У вас жене так сигарет? Locuitorii din preajmă spun că le-a ajuns cuțitul la os. Pentru că plângerile la poliție nu aduc rezultate, oamenii au expediat o scrisoare anonimă pe adresa redacției noastre. Le este frică de afaceristul care îi amenință și îi înjură la orice observație. E neplăcut, e foarte neplăcut. Toți vecinii sunt foarte amărâți pe dânsul, dar nimeni nu poate să influențeze. Chiar vă zic, și organele vin și pleacă înapoi din cauza că el a fost în organe și... Cred că-s prieteni, că, mă rog, așa e legea la noi până când. И дети тут ходят, в смысле, видят это все. Надоело очень. И отовариваются, и по углам садятся, писают, извините. Точка очень беспокоит, и, по-моему, ничего с ней сделать не могут. Они могут сидеть, ночью бывает сидеть, гоняют. В общем, мусору тут море. Вот там цветочки мы посадили, деревья посадили. Еще было деревья сами. Взяли ногами и поломали. А на проходной тоже, там где на остановке пьют, на скамейке приходим утром, чуть с утра я на город еду. Они спят на скамейках. А что делать с ними, не знаю. Bărbatul nu a ieșit să discute cu presa. Закрыто. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Bălți spun că bărbatul nu a activat în poliție, iar afacerea ilegală este gestionată de întreaga sa familie. Oamenii legii susțin că întreprind mai multe măsuri pentru a închide punctele comerciale ilegale, doar că vânzarea continuă. În cadrul ultimelor percheziții, polițiștii au ridicat mai mult alcool contrafăcut, dar și automobilul bărbatului cu care acesta își transporta marfa. De la începutul anului, 325 de persoane au ajuns la spitalul din Bălți cu intoxicație alcoolică. 7 dintre ei au fost spitalizați.